Calmați-vă! N-ați mai văzut un om murdar? Deci, tine aici, n-are o voce senzațională. Ne scuzi puțin, discutăm despre normal, normal. Te uiți, dar trebuie să vezi. N-are o voce senzațională. Dar? Dar are pe vinul în coa, una la mână, știe să vorbească, o să dea interviuri. Doamne, cum te simți? Mă simt foarte bine. Sangre, calient. Și bagă un... Tos labios, bagă o chestie asta. Embarasada. Cum? Embarasada. Asta e cu ambasada? Așa, e embarasada. Gravidă. Ce e asta? Embarasada. Gravidă. Eu sunt foarte curios cum s-ar uita străbunica lui la voi doi. Da, hai să vedem bunica, aș vrea să... Bunica! Hai că vine și bunica. Vino, bunica, bunica! Hai că trebuie să vorbim. Ta-ta-ta-ta-ta. Bună seara! Bună seara, dar ce bunică tânără! Bunică dragă, ai venit cu nepoții mei, mă bucur că ai cunoscut. Între bunici acum vorbim. Da, da. Să știi că ai un băiat să-l pupe fetele din sală. Nepot, dragă. Da, tot. Să-l pupe. Da, băiat. Să-l pupe. Mulțumesc. Să-l pupe. Am ceva contra, nu? Nu, noi ne retragem, vă lăsăm să mări punctul de pensie, să știi. E simpatic, arăți bine, a fost un moment frumos. Cu cântatul, mai puțin. Cu răpăitul, mai merge. Cred că îi lipsește o fată. Ah. Știi cum l-aș vedea foarte bine? Te rog. Cu o fată. Ești exact ce trebuie într-o trupă de doi. Știi? Numai că să mai trebuie o fată. Să-ți dea pe refren o voce frumoasă, caldă, suavă, pam-pam, caliente. Și rămâi la rep. Rămâi la rep, că e mai bine. Știu. Ești de acord să intri într-o trupă? Da, da. Atunci răspunsul meu pentru tine e evident, da. Mulțumesc. Cu condiția de a intra într-o trupă, răspunsul meu pentru tine, doar cu această condiție, este da. Mulțumesc. Având în vedere posibilitatea aceasta formidabilă și pentru cei 12 ani din Zaragoza, pentru întoarcerea acasă și pentru viitoarea trupă de la X-Factor, cu această condiție, și eu vă dau un da! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim frumos! Ne vedem în etapa următoare! Sănătate! Mulțumesc și eu! Pa, la revedere! Ciao. La revedere, să rămână! Acum trebuie să-i găsesc fată omului. Trebuie să-i găsim fată omului. Deci plâng mai rău ca fetiță mică. E viața mea.